Salutare, jupăinilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Lope pe Dumnești. Ei bine, jupăinilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare, tare mult să apăsați acolo butonașul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi încă nu sunteți abonați și, bineînțeles, dacă aveți vreo nelămurire sau vreo problemă, nu ezitați să lăsați acolo un mare follow la pagina de Instagram din stânga jos, bineînțeles, un mesaj, iar eu o să încerc să vă răspund într-un timp cât mai scurt, așa că ați cu un mare follow și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupăinilor, suntem cu tebescul ăsta murdar tare de tot, băi, și plugul și roțile și tot, băi, murdar, murdar tot. De ce? Pentru că l-am scos de aici de la Arat astăzi. Bă, cum știți, a plouat ceva săptămâna asta și m-a făcut și de noroi și de vai de steaua mea. Uitați-vă și voi la cum arată utebescul ăsta, dar trebuie să mergem să-l spălăm, pentru că astăzi o să mergem să îl schimbăm cu un alt tractor, așa că hai să pornim. Și bineînțeles, nu uitați să lăsați acolo un mare like, bineînțeles, să strângem peste 400 de like-uri, ar fi o sumă incredibilă, așa că haideți acolo în forță. Pentru că astăzi o să facem un schimb de UTB-uri, da, ați auzit bine, o să mergem și o să-l schimbăm la nea Pavel, nenea care se mai ocupă cu tractoare așa, mai cumpără, mai vinde, mai face schimburi și, astăzi o să mergem la el să îl schimbăm, doar că fiți atenți, o să mergem cu... mașina lui Nea Marcenică cu Land Cruiserul ăsta mare care trage bine în dragi și mai întâi, bineînțeles, mergem să spălăm și noi tractorul, că doar nu să-l duc așa la un jegos, că nici nu se mai uită la tractor. Așa că, da, o să-l schimbăm cu un 651. Ăsta e un 650, după cum puteți vedea, un 650M. Frumos el tractorul și a făcut treaba, doar că vreau să-l schimb. Pur și simplu vreau să-mi iau alt model, tot UTV, tot ceva frumos, așa că, bineînțeles, stați până la capăt și, na, ați văzut și din thumbnail oricum tractorul, dar trebuie să-l vedeți și aici în premiera, așa că rămâneți până la final. Și, na, ce să mai, astăzi e vineri, sfârșit de săptămână, nu? Început de weekend, ce să mai zicem, astăzi e ziua cea mai preferată de toți, ca să zic așa, ia să mergem direct pe aici ca să mai scurtăm și noi un pic de drum. Oricum trebuie să cobor să iau Land Cruiser-ul, pentru că cu ăla o să mergem, o să punem UTB-ul pe platformă și după o să mergem să îl ducem ca să facem schimbul și UTB-ul ăla tot pe platformă îl aducem, bineînțeles. Așa că hai să vedem pe aici, uite sprinterul meu, hai că las aici UTB-ul și să ne dăm noi un pic jos, nu? Bun, hai tată, ne dăm jos, tragem ușița și hai să-i dăm un jet așa, să-l curățăm de tot, ca să fie frumos pentru vânzare, nu? Vânzare, bine, mult spus, schimb, că îi mai dau la schimb eu vreo 250 de euro, am zis, 200-250, o să văd eu, oricât o negocia, cât o să pot să negociez, o să negociez, că nu, aia e. Dacă tot așa spălăm și un pic plugul, e cam ruginit el așa, dar merge, să știți că chiar merge, n-are treabă. Ia uitați, din marou ăla l-am făcut roșu, frumos. Cum să nu-ți placă? Ziceți voi dacă nu e frumos UTB-ul ăsta. Ia uite, tata, așa, îi dăm peste tot ca să fie treaba frumoasă. Și hai că l-am spălat cât de cât, zic eu, nu? Hai să-l ne urcăm în el și să mergem, de fapt trebuie să mergem să coborăm ca să luăm, bineînțeles, mașina, să luăm Land Cruiser-ul, așa că haideți să băgăm în marșalier, bineînțeles, că mă și bâlbâi, și să mergem direct, să parcăm aici pe undeva tractorașul și după, bine, trebuie să lăsăm și plugul, după o să cobor eu să iau mașinuța și voi veni la deal la stână cu remorca. Remorca e pe aici, prin zonă, nu? Pe unde e remorca? Pe acolo, nici nu mai știu, uite acolo, e băgată la Jeep. Dar am zis să mergem și noi cu Land Cruiser-ul, cu totul a zis Nea Marcenică că a lăudat-o, băi, trage. Da, bine, eu știu că trage mașinuța aia, că am avut și eu, după cum știți, un exemplar de ăla, dar să vedem acum dacă tot o laudă Nea Marcenică, să vedem dacă e treaba bună sau nu. Hai să luăm, bineînțeles, X7-le, că mai răsfățăm și noi un pic. Bine că nu-s murdar, că dacă era murdar, iarăși nu era bine. Hai să băgăm în viteză și... Op, să mergem direct acolo. Da, bine, până la urmă și dacă oi fi fost murdar, până la urmă e mașină cumpărată tot din banii mei. Dacă îi schimb husele tot din banii mei, husele, bine, pielea sau ce e, da, bine, nu am fost un pic pe bocan ce am fost murdarit, dar nu-i probleme, fac eu curățenie interior-exterior zilele astea. De când am cumpărat-o, n-am spălat-o, să vă zic sincer, cât am, o săptămână?
Cam așa e, nu? De când am cumpărat-o, zic eu. Și n-am spălat-o deloc, pentru că nici n-am scos-o așa foarte mult la plimbare. Ia să parcăm noi aici lângă papucul lunea Ionel. Să ne dăm jos. Sper să nu lovească nimeni aici. Dă-o mama măsii, că dita mai tancu, se vede. Bun, hai să mergem să luăm acum, bineînțeles, la Crisărul să vedem. Ia să vedem. A lăsat-o descuiată. Bun, după cum am și zis. Așa, să tragem, bineînțeles, și să o pornim. Să vedem ce e atât de spectaculos, nu? Hai să vedem. Dăm în marșalier ușor, ușor, să avem grijă că pe aici e pericol. Și să mergem direct, să luăm remorcuța, luăm tot ce ne trebuie și ducem UTB-ul unde trebuie, nu? Așa că haideți acolo cu un mare like, bineînțeles. Aude, ziceți voi, dar Toyota asta oricum sunt mașini să tragă, băi băiatule. Sunt mașini să tragă, să urce prin toate văile, prin toate râpele. Adică, na, vă zic eu din experiența mea că am avut. Am avut și Prado, am avut și varianta asta la altă, dar am dat-o pentru că... Na, atunci când am avut eu prea multe mașini, le-am mai vândut, ce am vândut-o și pe asta, am zis, bă, hai că o schimb cu alt model și, na, până la urmă mi-am luat altceva. Hai să ne dăm jos și să vedem aici, să aducem un pic remorca mai încoa. Hai să ne băgăm noi pe aici cumva, să decuplăm, ia, să decuplăm de aici firele și tot. Și să mergem să parcăm în altă parte Wranglerul ăsta, uite mă cât a... Cam asta e diferența. Băi, e destul de mare, bineînțeles, și Wrangler-ul, dar și ăsta e mai scurt, vedeți? Și Land Cruiser-ul e mare, mai butucănos, așa. Ia să lăsăm aici. Ia, atâta, hai că stă tata aici. Bun, hai să... Bă, ce scrie aici, mă? Până la urmă, ăsta... Ia, stați așa un pic. E Jeep Wrangler, da, după cum am și zis, 36 motorul, dar nu-i problemă, m-am uitat așa să... Mi se păruse mie ceva mai ciudat. Bun, hai să băgăm un marșalier și o tată. Și să cuplăm aici la Cărlig. Ia să vedem. Hai tată. Atâta, ușor și gata. Hai să cuplăm. Bam, odată, cuplăm și firele nu le cuplesc, nu-i nevoie. Hai să ne urcăm înapoi și să vedem aici cum ne băgăm ca să putem băga și noi tractorelul, nu? Hai să vedem, acum, cred că așa e perfect, nu? Lăsăm alea jos, calele. Stai să mă dau mai în față un pic, atâta. Eu zic că așa ar fi mai mult ca perfect, nu? Ia uite, perfect, hai să ne urcăm în tractorel. Să-l pornim. Hai că de pornit am pornit fără probleme, bineînțeles. Să-l băgăm în viteză și să mergem unde am zis că mergem. Ia ușor, să-l încărcăm aici pe asta, cum îi spune, platformă. Am revenit, jupânilor, deci până la urmă remorca aia are o mică problemă. E cam, cum să vă zic eu vouă, e cam lăsată pe spate și roțile sunt lăsate și tot și a trebuit să vin la primărie să aduc asta, cum îi spune, remorca de la Duster. Aia e, nu-i problemă, schimbăm așa remorcile că până la urmă aia e. Și da, hai să urcăm ulița pe aici. Ce să facem? Da, dacă nu-i bună una, da, o punem, o transportăm cu asta la altă, nu? Aie, ce să facem? Până la urmă, doar nu o să stric eu remorca aia de tot ca să, ce? Nu, mai bine așa, uite că o cuplăm pe asta frumos, în locul la asta la altă. Stai așa să mă dau eu un pic mai așa și să-i dăm maxim stânga. Atâta și acum o să facem un mic schimb, bineînțeles. Ia, uitați, exact așa o să o las. Să o decuplez de aici, bam, de la Duster și să punem Duster-ul pe undeva pe aici prin zonă. O să-l duc eu la primărie după. Bun, îl oprim, ne dăm jos și hai să vedem de remorcuța asta la altă și pe asta trebuie să o las în altă parte. Hai să vedem, nici nu știu cum să o las, că dacă nu o pun aici, am partea asta la altă. Hai să vedem, o lăsăm aici și aia-i. Cred că nu o ia la vale, că stă pe cărligul ăsta, bănuiesc, nu? Atâta, perfect. Să o cuplăm acum pe asta la altă și o mai vedea noi care-i treaba. Ia frână și hai să-i dăm cu marșalierul acum. Atâta, tată. Atâtica. Cuplăm aici ce trebuie. Lăsăm acum astea jos, cum mi se spune, treburile astea, calele. Și acum să vedem, să urcăm tractorelul, nu? Bineînțeles, ia să vedem. Hai că cu asta n-ar trebui să mai fie problemă. Să băm în marșalier și hai acum. Să vedem, ușor, ușor.
Atât, atât. Hai că parcă e altă treabă, nu numai că e mai îngustă un pic remorcuța asta, dar nu e o mare problemă, zic eu, că Land Cruiser-ul ăsta își face de cap singur. Hai să tragem ușa, să tragem și alea de pe spate și să mergem unde am zis că mergem, nu? Până la urmă, mama măsi, aia e, ce ofi, ofi. Bun, hai că am tras și alea, acum să-i dăm direct, să vedem ce, dacă i-a făcut lauda pe bune la, căutată. Dacă i-a făcut lauda pe bune la tractor, nea Marcelică sau nu. A, uite-l, tată. Cam așa se comportă mașina. Nici nu prea simte, să vă zic sincer. Nici nu prea simte Toyota asta, dita mai tractorul, dar... Dar să știți că merge bine. Adică balans nu face, nimic nu... Merge chiar cum trebuie. Hai să dăm un semnal aici la stânga și... A, uite-l, tată. A, uite cât a namila de... mașină și cu tractorul în spate. O să vedeți că accelerează exact la fel. Nici nu se simte. Da, bine, e mașină mare, are V8 motor, adică trage ăsta în dragi. E aspirat, natural, ce vrei. Adică, până la urmă urmei, e mașină de tracțiune. E mașină de tracțiune pentru că... Căutată. Pentru că, na, sunt de astea japoneze și astea sunt bune tare. Astea pentru tracțiune mortale, vă zic eu. Hai să vedem. Băgăm în viteză maximă și uite, 90, 80, 90. E, un pic se simte totuși, un pic se simte, dar prinde 100 oricum, destul de repejor, eu zic, pentru o încărcătură pe care o avem pe spate. Hai să o luăm aici pe la stânga, să vă arăt și unde stă Nea Pavel. Bine, am mai fost pe la el, știți cu toții. Am mai fost, i-am mai dus lemne, i-am mai dus una alta și na. Știți cu toții cam pe unde stă. Ia să o luăm noi aici la dreapta, dăm un semnal și exact aici. Exact aici vă arăt. Intrăm în curte la el ca să, na, fie o treabă și uitați, aici mai are un tractor, pe lângă ăla pe care îl iau eu, mai are unul, așa că, na. Hai să încercăm să-l dăm jos pe ăsta, acum pe ăsta nostru, ia să ne urcăm sus aici, pac, îl pornim și hai să-l dăm jos acum. Băgăm în marșalier și o să le parcăm lângă celelalte, zic eu, nu? Le parcăm în celelalte ca să fie o treabă bună. Bun, hai să vedem, ăsta din mijloc o să-l iau eu, bineînțeles. Hai să vedem ușor, un pic mai așa și gata. Atâta, hai că stă bine acum, zic eu, nu? Ne dăm jos, acum ăsta e tractorul pe care o să-l cumpăr eu, pe care o să-l cumpăr. Bine, o să-l schimb, o să-l dau la schimb cu ăsta, alt. Ăsta ce-i cu el? Văd că am mai adus unul. Am, ăsta e bătrân tare, dar arată bine. N-am ce zice, chiar arată bine, 650 original, frumos. Da, mă, să vorbesc cu omul acum, bineînțeles, să văd care-i treaba și am să revin. Am revenit jupânilor, până la urma urmei, hai să ne urcăm și noi în tractor, să vi-l prezint, cam așa arată la interior. E simpluț el așa, dar are boxe, are de toate, stație, l-a aranjat Nea Pavel. Acum să-i dăm și o cheiță, cam așa se aude el. Ia să deschidem, putată, să deschidem un pic așa ușa să intre un pic de aer. Și să-l băgăm în viteză, ca să... Vă arăt și eu despre ce e vorba. Ia uitați, cam așa arată tractorelul. Acum să-l punem pe platformă și să-l ducem acasă. Îl stân acolo frumos. Ia uitați, ăsta intră un pic. Vedeți, e un pic mai îngust la roți. Dar bine, tot nu intră cum trebuie. Dar totuși e ce trebuie, bă. El am ce zice, e tractor de care e numai bun. E un 751, după cum v-am și zis. Cam așa arată. Să-l oprim acum, să ne dăm jos și să-l ducem și noi, nu? Îl ducem, i-a dat până la urmă 240 de euro, are băcea și eu 10 euro acolo. Dar da, până la urmă i-am dat 200 de euro, am negociat și a prețul ăsta am ajuns. Și da, până la urmă urmei, acum să fie totul în regulă. Eu știu că n-are tractoare rele, că am auzit că a mai luat lume de la el tractoare și de astea. Așa că sigur n-are tractoare rele, asta cum îi spune Nea Pavel. Am plecat și cu tractorul, acum să-l ducem la stână direct unde am și zis. Să dăm un semnal frumos aici ca băjeții și să îl ducem direct. Ia uitați, ia să accelerăm acum un pic iarăși la întcurisărul ăsta. Să vedem, cam așa, uite, 70, 80, totuși e, urcă de crapă, vedeți și voi. 90, face 100 cu ușa, dar nu vreau să iau curba cu 100 că nu vreau să fie ultima mea zi. Așa că o luăm mai lejer cu un 50. Un 50 tot e mult, dar prin curbele astea ce se face până la urmă? Eu sunt cam
Eu sunt cam așa, cam nebun când vine vorba de condus. Merg de zici că... De zici că n-am văzut mașina în viața mea, serios de nu. Da, da, până la urmă aia e, fiecare cu... Fiecare cu ale lui, nu? Am să dăm un semnal la stânga, bineînțeles. Hop. A, tata, ia uitați-l, tata. Ia uită-l, băi. Ăsta, bă, ăsta e dat tractor. N-am ce zice. Bine, și ăla pe care l-am vândut, și ăla a fost tractor de... Tractor, doar știți și voi și na. Hai să hop. Bam, bam. Au, ce suspensii bune are și remorcuța. Și să urcăm. Bam, ușor pe aici. Ai treabă, merge tractorul ăsta de crapă. Bă, da, chiar îmi place gen. Chiar arată bine, n-am ce zice. Pentru 200 de euro și un UTB în 650 în schimb, e chiar ce trebuie. Acum hai să-l lăsăm și noi pe aici pe undeva. Hop. A, uite-l, tata. Ia, uite-l, ce frumos arată. Și să ne dăm jos, bineînțeles, ca să îl să-i dăm și alea de pe spate jos, ca să-l putem coborâ. Cam asta e cu UTB-ul. Ia să ne urcăm și noi. Să-l pornim. Da, se aude ca un orice alt UTB, bineînțeles, nu e nimic așa spectaculos, dar mie îmi place așa. Avem aripi de astea pe spate cu semnalizări, e un UTB chiar aranjat, pot să zic. Acum, na, o să urmeze să-l punem la treabă weekendul ăsta, să vedem. Na. Cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut, nu ezitați să lăsați acolo un mare, mare like, bineînțeles, un subscribe. Pe data viitoare vă urez mai bine și noi ne vom vedea, bineînțeles, în următorul episod.